Salutare! Sunt șef Adrian Tihulcă și astăzi voi pregăti o rețetă cu produse Verdino. Haideți să vedem! Pentru azi v-am pregătit rețeta de hot dog cu ceapă caramelizată și bratwurst Verdino. Punem o căticioară la încins cu ulei de măsline și sătăm baconul Verdino până devine crocant. Adăugăm ceapă togată julien, cimbru proaspăt, puțină sare și lăsăm totul să fiarbă 2-3 minute. Punem sos barbecue 3 linguri și fierbem 10 minute până când compoziția devine cremoasă. Frigem cârnații pe un grill bine încins, câte 3 minute pe fiecare parte. Punem chifele de hot dog în cuptorul încins timp de 2 minute. Într-un bol amestecăm roșiile tocate mărunt, ceapă roșie tocată mărunt, usturoi, ardei iute, coriandru, ulei de măsline, sare și piper și suc de lime. Amestecăm și dăm deoparte. În chifla tăiată punem un cârnăcior, ceapă caramelizată, salsa de roșii, presărăm feta Verdino, cimbru proaspăt și ornăm cu ketchup dulce sau picant după preferință. Poftă bună! Rămâneți alături de noi pentru că am multe rețete originale cu Verdino pe care aș vrea să le împărtășesc cu voi. Îmi puteți trimite întrebările voastre pe salut@verdino.ro și vă răspund cât pot de repede. Și nu uitați, inclusiv ceea ce punem în farfurie ne poate salva planeta. Vă mulțumesc!